Mulți dintre noi, atunci când vrem să ne rupem de sacadările și de robotizarea din fiecare zi, alegem să o facem printr-o carte, prin ficțiune, fără a ne gândi poate că, pentru alții, cartea, ficțiunea, făcutul și cititul ei reprezintă, practic, fiecare zi. Oare și pentru ei intervine robotizarea? Doamnelor și domnilor, sunt Marius Constantinescu, iar personaj săptămâna aceasta este cineva care afirmă foarte simplu și foarte convins: cel mai bine mă pricep să alcătuiesc colecții de cărți. Denisa Comănescu. Cititul pentru mine este o imensă plăcere. Găsesc în sâmbure de poezie în majoritatea lecturilor pe care le am. Pentru mine, o carte este un mare cadou pe care îl primesc de undeva, dintr-o altă lume. O lume care este paralelă cu lumea noastră, lumea obișnuită, lumea sacadorilor. Este o lume a fanteziei, este lumea ficțiunii și cred că este una dintre puținele lumi posibile care te fac fericit. Suntem într-o încăpere plină de asemenea cadouri și plec de la o afirmație pe care ați făcut-o într-un interviu din Cotidianul acum ceva vreme, în care spuneați că citiți Navalnic. Cum se poate antrena această capacitate? Păi, citind mai tot timpul. Citesc în autobuz, citesc în tren, citesc în autocarul care mă duce la mama mea la Buzău, săptămânal sau la două săptămâni. Citesc uneori și în baie, citesc noaptea, citesc și când mănânc, citesc la serviciu, la editură, dar nu citesc cu ochiul cititorului care vrea numai să se amuze. Citesc cu ochiul profesionistului. Întotdeauna când citesc ceva, îmi pun problema: oare ar merge în România? Oare este pentru cititorul român această carte? Citiți organizat o carte pe rând sau sunt mai multe care așteaptă, care își dau ștafeta una alteia? Îmi place să duc o carte până la capăt, însă în avalanșa de manuscrise electronice care vin tot timpul, se întâmplă uneori să vină în inbox-ul computerului meu într-o zi și 12-15 manuscrise electronice. Lucrez la mai multe piane în același timp. Presupun că de-a lungul anilor v-ați ascuțit foarte mult acest simț al științei, faptului că ceea ce este bestseller în America sau în Japonia sau în Australia nu este obligatoriu un bestseller și aici, la București sau în România. Ce ne place de obicei să citim? Cititorul român e de multe ori imprevizibil. Sunt cărți, sunt cărți de ficțiune de mare valoare, dar care nu au nicio priză la cititorul român. Aici, relația dintre carte și cititor întotdeauna este intermediată și este intermediată prin mulți. Este intermediată, în primul rând, prin cel care alege. Apoi, este intermediată prin cel care o produce, este intermediată prin cel care o vinde și este intermediată prin cel care face marketing și promovare, prin cel care încearcă să-l apropie pe cititor de acea carte. Se întâmplă de multe ori ca o carte bună să nu ajungă la cititorii ei. Și atunci nu e vinovată cartea respectivă. Astăzi pot coexista valoarea literară fără fisură și succesul comercial? Da. Se întâmplă destul de adesea ca scriitorii buni să fie promovați, marketați, în așa fel încât să aibă succes, să devină ceea ce se numește best-selling author. Deci un autor de succes. Și contează foarte mult la un autor de succes care are valoare cum este împachetat, cum este prezentat publicului. Contează ce premii a luat,
contează dacă este pe YouTube, spre exemplu, dar contează în același timp și cât de mult este prezent în media. Ați fost și sunteți o foarte ferventă ambasadoare a prozei străine în România. Dacă cineva și-ar imagina că aveți ceva cu proza românească? Mi s-a mai pus întrebarea aceasta. De când am intrat în lumea editorială și sunt 30 de ani, m-am ocupat de literatură străină și m-am ocupat mai tangențial de literatură românească, mai mult de scritori români din exil. Și atunci m-am, să spunem, specializat în literatură străină. Și poate asta are o legătură și cu faptul că acasă aveam o mare bibliotecă de literatură străină. Asta știu să fac, să construiesc colecții de literatură străină. Păi să mergem pe acest fir mai departe, pentru că vreau să vă întreb dacă din cărțile de atunci, din drumul formării dumneavoastră, așa cum sunteți astăzi, cărțile cărora practic le datorați alegerile pe care le-ați făcut în viață, astăzi au mai rămas favorite? Bineînțeles că sunt mari autori clasici, pe care din când în când simți nevoia să-i deschizi, să-i recitești. Matei Călinescu are o carte splendidă despre citire și recitire. Și teoria lui este că a citi cu adevărat înseamnă a reciti. Și de când, spre exemplu, am citit prima oară în adolescență Maestru și Margareta, am revenit de nu știu câte ori la scena balului, spre exemplu, și am fost obsedată de această carte. Sunt foarte apropiată de secolul 20. Citesc uneori din Joyce, visez să republic Ulise. L-am publicat pentru prima oară în 1984, într-o iarnă îngrozitoare. La Univers, editura de stat de Sigur. Atunci. Și traducerea este minunată, îi aparține poetului și traducătorului Mircea Ivănescu. Apoi citesc multă poezie clasică. Uneori, când nu am o stare psihică prea bună, îmi propun o lună de zile să citesc în fiecare dimineață un sonet. Și nu vă închipuiți ce terapie este aceasta. Ale cui sonetele citiți? Citesc sonet italian foarte mult. Bineînțeles că citesc sonetele lui Shakespeare. Și îmi redau dimineața bucuria de a trăi, de fapt, această stare de a putea duce mai departe lucrurile. Pentru că am ajuns la autori, figuri de autori, aș fi vrut să vă întreb dacă autorii de astăzi, pe care îi cunoașteți foarte bine, nu numai pentru că îi publicați, dar pentru că îi citiți în primul rând pe ei, au acest potențial de a deveni și ei figuri mitice, așa cum sunt cei pe care tocmai ați menționat înainte, dar fără ca timpul să le aplice această etichetă, ci pur și simplu să devină mitici din timpul vieții. Sigur că da. Eu tot încerc să conving publicul de carte de la noi, publicul cititor, să se apropie de astfel de figuri mitice. Și chiar pentru aceasta am început publicarea tetralogiei lui John Updike, dedicată unui personaj mitic, așa cum și autorul e deja un autor mitic, a murit de curând, Rabbit. Și am publicat primele două volume ale tetralogiei, Fugi Rabbit și Întoarcerea lui Rabbit, urmând ca în 2010 și 2011
2011 să public următoarele două volume din tetralogie. Doamnă Denisa Comănescu, în cazul dumneavoastră, tranziția a fost de la poet a anilor 80 la editor de carte, coordonator de colecție și, iată, în final, director editorial, mai întâi la Polirom, apoi la Humanitas. Spuneți-mi, vreuna dintre Humanitas Fiction. Exact, Humanitas Fiction. Vreuna dintre aceste ipostaze a plătit, practic, prețul pentru celelalte? Întotdeauna am avut de suferit eu și prin mine poezia, sau poezia și prin ea eu. De fapt, m-am identificat cu lumile ficționale ale autorilor pe care îi public și am ieșit din lumea ficțională autorului care am fost și care sper și cred că încă mai sunt. Evadez în curând, am o bursă oferită de Culturi Contact din Austria și plec pentru o lună la Viena, unde sper să fiu numai eu cu mine și să mă regăsesc cu lumea mea ficțională.